detașamente înainte! Despre cine este vorba? Nu știm, însă par foarte, foarte puși pe partea mea. Mergem să vedem, mergem la negocieri. După mine, marș! Thank you.
tot respectul, aș dori să vă informez că am venit să cucerim cetatea. Dumneavoastră glumeți? Nu glumesc. Vă solicit să vă retrageți trupele ca să putem trece pentru a ne îndeplini misiunea. Mie mi se pare că este o glumă proastă și neinspirată. V-ați urmat un mare risc în ceea ce faceți. V-ați uitat un pic în urma dumneavoastră să vedeți ce aveți acolo. Suntem formațiuni de instrugenți, bine instruiți și dotați tehnic. Vă mai repet încă o dată, doresc să-mi predați cetatea fără a exista pierderi de vieți omenești și pierderi materiale. Domnule comandant, vă știu un om onorabil, un comandant desăvârșit și aș vrea să vă pun o întrebare. Din istoria acestei cetăți puteți să-mi dați un exemplu când a fost cucerită această cetate? Cred că acesta va fi primul exemplu, pentru care aveți la dispoziție 10 minute să vă retrageți trupele. Altfel vom începe atacul. Mă uit și văd că aveți foarte multe forțe organizatorice, mai puțin luptători. Și aș vrea să vă spun că cetatea dispune de tot ceea ce este nevoie pentru o operare de lungă durată și mi se pare tot ceea ce văd eu aici este o operațiune simplă. Vă asumați mare risc, atât de ceea ce primește viața dumneavoastră, cât mai ales a celor mulți pe care îi aveți lângă dumneavoastră. Despre cedare, nici vorbă. Să nu vă chibiți așa ceva. Cu tot respectul pentru voastră, vă acord 10 minute să vă gândiți, după care o să începem atacul. Decizia vă aparține și vă asumați riscul așa cum v-am precizat. Domnule comandant al artileriei, organizați apărarea laturii de sud-vest, concomitent cu organizarea serviciului la Tunuș. După tine. Detașamente! Ocupați dispozitivul pentru luptă! Thank you.
vorbesc cu comandantul cetății. Nu mai răcâi! Domnule comandant, poftiți! Domnule comandant, au expirat cele 10 minute, observ că nu ați scos trupele de pe șanț, voi fi nevoit să declanșez atacul. Răspunsul nostru este foc! Comandantul artileriei, ordonați focul! Încercat! Pentru cetate! Ura! Ura! Oh!
Din păcate, de data asta am pierdut, dar vă solicit să-mi dați posibilitatea să-mi iau prizonierii și răniții. Ați văzut decizia, urmările unei decizii nesăbuite? Cu toate că v-am avertizat, ia uitați-vă aici că peste tot este plin de răniți. V-ați făcut o socoteală să vedeți cam ce pierdere oameni aveți? V-am spus, ne pare foarte rău, de data aceasta am pierdut și vă solicit încă o dată să aveți bunăvoința să pot să-mi iau prizonierii și răniți. N-am nimic că pot revăbicați, dar cum părăsiți cetatea? În ce condiții? În condițiile în care răniții vor fi luați de către subunitățile de salvare evacuare, iar ceilalți ne vom îndrepta organizat fără să lăsăm nimic în urmă. Care este garanția că dumneavoastră după ieșirea din cetate nu vă reorganizați și ne atacați din nou? Aș întreba valei, cuvântul de onoare. Mi se pare normal să fie cuvântul de onoare, dar pentru siguranța cetății, veți putea părăsi cetatea pe desul, prezent tot ce înseamnă armament, aranașamente și atelaje cu caietul. Este foarte greu să plecăm în armament, de aceea vă rog să ne permiteți, iar în condițiile în care vom fi opriți la punctele de trecere, le vom preda acolo. Aș vrea să vă avertizez că toate ieșirile de cetate sunt blocate la ora aceasta de către trupele noastre. N-aveți nicio șansă. Numai dacă luat prin nori. Ceea ce n-aveți posibilitatea. Aceasta este singura șansă. Așa că veți preda la ieșirea pe poarta de vest, veți preda tot ce v-am precizat anterior, după care veți părăsi pe desul, inclusiv dumneavoastră, cu toată trupa. Vă mulțumim, domnule.